Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul De Vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii, alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am ocazia din nou să vorbesc cu prietenii mei despre anumite subiecte destul de importante și veți vedea că este un podcast foarte constrâns, așa și restrâns, care are multe subiecte importante. Și anume, vom vorbi despre povestea lor de dragoste, vom vorbi despre slujire și alte experiențe alături de Dumnezeu. Bine ați venit, dragilor! Melinda, Domnul Iisus, te binecuvânteze! Și pe tine, Andrei! Timotei, fii binecuvântat! Bine, te-am găsit din nou! Cum sunteți? Au trecut multă vreme de când ne-am mai văzut, între ghilimele. Suntem bine, foarte bine! Ne-am bucurat că putem să facem și a doua parte și să spunem mai multe din ce a făcut Domnul în viața noastră, de familie, dar și de prietenie. Deci, ultima dată când povestisem, am zis că mai aveau oamenii ăștia multe de spus. Povesteam că tu te-ai dus la repetiții și am avut ocazia să merg cu Timotei. Bărbații, când sunt singur în mașină, povestesc fel de fel de lucruri și îmi spune experiențe frumoase. Îmi spune a doua, a treia și am zis că, omule, de ce n-ai zis lucrurile astea? Păi au fost doar 50 de minute. Da, acum mai avem 50 de minute să despachetăm anumite lucruri prin care Dumnezeu v-a trecut și că avem multe de discutat, haideți să începem. Câteva lucruri despre povestea voastră de dragoste. Cum ați ajuns să fiți împreună? Ce ați experimentat ca și cuplu? Păi, ne-am întâlnit în plină pandemie. Da. Eu eram izolată acasă cu COVID și el la fel, era acasă. Țin minte că era... Dar nu aveam COVID. Nu. Eu țin minte că aveam COVID, era ultima mea zi de izolare. Și... Nu e o poveste tipică în care fetele stau și urmăresc băieții luni de zile și stau și se uită ce poze postează și băiatul ăsta. Știam de el pentru că îl vedeam la cor, am mai cântat împreună la cor. Dar știam că are prietenă și fiind pandemie, nu, n-am avut așa multe ocazii să ne întâlnim. Adevărat. Și într-o zi, așa, din seninul seninului, un lucru pe care totuși aș vrea să-l menționez este că nu... Eu eram într-o perioadă în viața mea în care i-am zis Domnului, ok, Doamne, am trecut prin foarte multe experiențe, mai ales cea cu logodna. Știi ceva, Doamne, când vrei Tu, cum vrei Tu, cu cine vrei Tu, nu-ți mai dau listă, nu-ți mai dau termen. Și am abandonat tot procesul în mâna Domnului și am zis, Doamne, it's up to you. Și după câtva timp, nu foarte mult, se naște o discuție pe grupul de cor de la biserică, că ce dor ne este să avem un concert, nu vă este dor, ba da, cum să nu. Și el la un moment dat a scris un mesaj care mie mi s-a părut foarte amuzant. Și în momentul ăla nu știu cum și de ce, dar așa mi-a venit să mă uit pe Instagramul lui să văd ce mai face băiatul ăsta. Dar voi vă știați înainte de... Ne-am văzut doar. Dar nu știu dacă am făcut vreodată cunoștință. Cred că la nunta Esterei, dar atât. Am cântat împreună la o nuntă, dar eu eram cu ale mele, el cu ale lui, nu. Mai mult decât salut, pacea Domnului nu a fost între noi. Și țin minte că când m-am uitat pe profilul lui de Instagram... Era destul de curat, să zic așa. Și atunci mi-am dat seama, nu, dar băiatul ăsta nu avea prietenă. Și mi-am întrebat o prietenă. Curat. Acum îmi înțeleg. Nu mai aveam poze și... Da. Și scriu unei prietene că băiatul ăsta nu era cu cineva. Tu nu știu că eu nu-l cunosc. Atât. Asta a fost toată căutarea mea despre el. Deci, vezi cum fac fetele, întreabă pe o altă fată, că fata aia știe mai bine decât Google-ul, dacă cine mai prieten cu... Așa. Și așa au rămas lucrurile. Și peste câteva zile sau săptămâni, nici nu mai țin minte exact, de fapt nu, peste câteva zile... A pus el un story pe Instagram. Era o întrebare cu dacă ai avea... o carte despre bani sau o pungă cu bani, ce ai alege? Pe termen lung. Și eu nu sunt genul de persoană care să răspund la băieți, mai ales pe cei pe care nu-i cunosc. Nu mă bag, nu, eu nu-s cu public, eu nu. Dar i-am răspuns.
Și îl întreb, sunt curioasă unde vrei să ajungi cu asta, pentru că clar că toți ar alege punga cu bani. Și de acolo a început o discuție de jumătate de oră, o oră, nu știu, da, în care el mi-a explicat. Deci v-ați fost profund de la început? Da, fratele meu, deci, da. Wow, foarte profund. Mea, okay. Că mi-a explicat care e faza cu storiul, da. Și-o dat seama că și eu am citit aceeași carte, a fost mega impresionat. Eu i-am dat un citat din Ford, Henry again, Ford. Foarte impresionat că eu o cunosc. Și de acolo am ajuns la un subiect despre cum am putea ajuta oamenii care sunt irresponsabili. Man. Subiecte din astea așa cu argumente. Deci dezvoltare, da, personală a la Timotei. Nu știu cum am ajuns să vorbim despre lucrurile alea, dacă mă întreb pe mine. Dacă a fost tot foarte organic și foarte natural, da, așa. Adică nu nimic a forțat să-ți impresioneze. Da. Chiar eu în discuția aia am fost sincer. Adică am zis ceea ce gândeam. Și din experiența mea de până atunci, am învățat un lucru, că dacă vreau să-i spui cuiva ceva, vreau să fiu direct, să fiu sincer și dacă omul ăla mă place așa cum îs... Fără ocolișuri, dacă o persoană aia mă place așa cum îs, atunci înseamnă că putem merge înainte, putem să povestim mai mult, dacă și ea conectează cu mine. Și ți-a plăcut că era autentic? Și eu nu pot să conectez altfel cu oamenii. Dacă simt foarte repede dacă omul se chinuie să-mi răspundă și eu mă chinui la rândul meu dacă văd că e foarte forțat. No. Și hai, despre ce să mai vorbim? Păi nu știu, spune tu despre ce să vorbim. Hai, închide tu prima. Exact. Cu el a fost așa, din prima. Nu trebuie să forțezi discuția. De pe o temă ne-am dus pe alta și așa. Tot s-a întâmplat foarte natural. Vreo 3 săptămâni am făcut lucrul ăsta pentru că era pandemie și nu puteam ieși din casă doar cu declarații și era foarte ciudat că nu ne puteam întâlni nicăieri. Da. Nici la biserică. Și trebuie să vorbim. Băi, da, a fost tare grea perioada. A fost foarte în fine, nu deschid subiectul ăsta, că e... Dar ce alte subiecte ați mai exact atins atunci? Eu i-am spus ei cam ce caut eu din punctul meu de vedere la o fată, dar și am spus mie cam ce așteptări are de la un bărbat. Uh-huh. Și am ajuns să vorbim și să dezvoltăm lucrurile astea. Și ce mi-a plăcut foarte mult este că amândoi am fost foarte sinceri de la început cu trecutul nostru. Uite, asta am pățit. Dar scuze-mă, nu e greu lucrul ăsta în scris să faci? Mă gândesc, întreb acum foarte direct, cine a început primul? Eu știu povestea voastră, dar întreb așa pentru cei care ascultă. Hei, uite, eu sunt Timotei, te-am făcut asta, așa. Sau cum a fost momentul? Că totuși îți deschizi acolo inima... Din câte mi-aduc eu aminte, eu știu că eu am început să spun. Da. Da, lucruri, pentru că mie îmi place să pun întrebare, cine ești, care e viața ta, da, ce-i de știu despre tine. Și de acolo a început el să dezvolte cine este, cum, și apoi m-a întrebat și el la rândul lui. Da. Am spus tot ce puteam să spun despre ce mine. Frumos. Episodul trecut am vorbit despre o mică parte din toate lucrurile și am încercat să punem totul împreună, dar am povestit cu lucruri amănunte toate lucrurile pe care le-am făcut și mi s-au întâmplat în timp. Și am vrut să mă știe și ca istoric, dar și ca persoană, ce sunt acum. Fiindcă e o mare diferență. Pentru că transparența e cheie, exact, cum spunea. Da. Ca o persoană să aibă încredere în tine, trebuie să fii sincer, să spui cine ai fost, dacă ai ceva de spus din trecut, să spui și cine ești, să spui și unde vrei să ajungi. Uh-huh. Dacă nu faci lucrurile astea, celălalt nu poate să înceapă să aibă încredere în tine. Și nu mi se pare normal, dacă tu vrei să vorbești în direcția căsătoriei de la început cu cineva, trebuie să pui tot ce ai pe masă. Foarte fain e punctat aici și vreau să te întreb. Deci voi deja când ați văzut că vi s-a prind călcâile pe baza textelor ce le discutați sau subiectelor, deja ați dus-o în direcția căsătoriei, adică nu v-ați mai jucat și e important lucrul ăsta, așa-i? Da. Eu i-am spus că nu am timp de pierdut. Da. Și nu doar că nu am timp de pierdut, nu... Am trecut prin destule experiențe încât să știu că nu vreau să vorbesc cu cineva doar așa. Și să pierd vreme. For fun. Adică dacă ajung, și asta e într-un mod foarte interesant, niciodată nu, sau deloc nu a trebuit să îmi pun piedici, să zic, oh, Melinda, oh, ai grijă, nu cumva să-ți deschizi inima să din nou. Să te schimbi tu pentru el. Da. Da, sau să-mi fie frică să încep să fiu vulnerabilă în fața lui, pentru că în mod foarte interesant mi-a venit foarte natural. Și cumva, că ziceam data trecută că ziceam mama mea
cum o să știi că it's the one? Și pur și simplu știi. A fost pur și simplu, am știut. Am știut că, nu știu, nu pot să pun în cuvinte, dar mi-a fost foarte ușor să vorbesc cu el. Am conectat la nivel spiritual foarte ușor. Am văzut că mă susține în rugăciune, în cele mai mici lucruri. Am spus că, ok, povestim un pic mai târziu, că am, nu mai știu exact, trebuia să merg cu corul undeva sau... Nu, aveam de povestit cu cineva, era o situație mai complicată și era un fel de consiliere și zis, ok, mă pun pe rugăciune să te susțin. Și chestia aia pentru mine a fost, abia vorbisem cu el de 2 săptămâni și... Și m-am rugat. E interesant că a simțit sinceritatea ta, a simțit autenticitatea. Înscris. Da. Nu vorbeam la telefon, pentru că, video, doar înscris. Exact. Și atunci să ce vorbeam data trecută despre pacea pe care o ai de la Duhul Sfânt, că, pentru că cu cealaltă persoană te conectai la nivel spiritual, uh-huh. Dar când venea vorba de fizic, când venea vorba de idei, de emoții, nu... Așa e. Bun, și ați început să povestiți, deja lucrurile au avansat, da? A fost după asta momentul căsătoriei. Până acolo mai avem. Ia, ce mai avem un aspect de zis. Un episod foarte interesant. Undeva pe la jumatea discuției, cam după 6 luni, noi am observat o chestie în biserici. Doi oameni se iubesc, se căsătoresc și dispar din biserică. La asta am vrut să ajung. Și i-am spus atunci la Melinda, zic, auzi, nu vreau să ajungem așa. Pentru că scopul meu final de a sluji în biserică nu-i ca să mă căsătoresc, să mă vadă cineva sau să văd pe cineva să mă căsătoresc, ci scopul meu e să-L slujesc în continuare pe Domnul. Și asta am de gând. Uh-huh. Și Melinda a zis, și eu gândesc exact la fel ca tine. Și ne-am pus și ne-am rugat în direcția asta. Și am zis, Doamne, vrem să fim o familie de slujitori. Vrem să ne căsătorim. Tu știi dorința inimii noastre, dar vrem să fim și slujitori în biserică. Unde este de slujit? Dar vrem să fim slujitori și să nu dispărem din biserică. Și din momentul ăla a început să se desfășoare împotriva noastră iadul. Mm. Și dacă săptămâna asta, înainte să ne rugăm, am fost în regulă, amândoi, peste o săptămână deja au început luptele. Și aici te las pe tine să zici ce lupte ai avut. La nivelul minții, foarte multe îndoieli, cumva așa, dacă... să mergem mai departe, dacă nu... am început să fiu foarte confuză și mi-am dat seama, stai un pic, dar de ce, de unde? Pentru că nu eram așa înainte, n-am avut problemele astea deloc înainte. După aceea, cu privire la viitor, oare o să poată să mă susțină ca și soț, ca și bărbat, oare o să putem să ajungem să fim o familie? Lucruri absurde, aș spune, pentru că nu era niciun motiv pentru care să-mi fie frică de lucrurile acestea, dar așa, dintr-o dată, au apărut. Uh-huh. Da. Și la mine a fost o perioadă foarte grea de când ne-am cunoscut și în relația noastră, fiindcă atunci mi-am schimbat domeniul în care lucram și până atunci, 6 luni de zile, Melinda m-a susținut și m-a ajutat și știu că nu aveam bani și au venit și m-au împrumutat cu bani și mi-au dus de mâncare. Era foarte greu să-mi plătesc chiria în perioada aia și ea a vorbit cu mine și mi-a dat o șansă până atunci. Și asta eu am apreciat ca bărbat, fiindcă nu mă așteptam să fac lucrurile astea pentru mine. Eu fiind la început de drum și început de carieră în marketing. Și după ce ne-am rugat, problema mea a fost că săptămâna care a urmat, am început să aud voci în capul meu care îmi spuneau constant că tu nu o iubești pe Melinda, dar tu ți nu-ți place de ea, dar de ce vrei să te căsătorești? Și interesant că voi sunteți oameni raționali, adică nu vorbim de niște absolut adolescenți din aia emoționali. Noi știam încotro ne îndreptăm și ce ne-am rugat și ne așteptam să apară lucruri împotriva noastră și au apărut foarte rapid, adică de la o săptămână la altă. Săptămâna asta suntem împreună, ne place unul de celălalt, stăm împreună, ne bucurăm unul de celălalt și peste o săptămână în capul meu s-au văzut cum că eu nu iubesc pe Melinda, că mie nu-mi pasă de ea și că ce familie o să am eu cu ea, adică tot felul de îndoieli și o persistat asta luni de zile și am spus la Melinda, uite ce aud eu în capul meu, aud voci în cap și zic nu-s de la mine. Da. Și ea la fel, aveam îndoieli și în momentul în care, aici e foarte important, că am comunicat, în momentul în care ne-am spus unul altuia
problemele, am început să fim puternici împreună. Da, pentru că ne-am dat seama, cumva, când mi-am spus și eu cu ce mă lupt și el cu ce se luptă, și am zis, bă, imposibil. Am mers un pic pe fir înapoi și să vedem, ok, hai să vedem de când au început luptele astea. Și ne-am întors amândoi. Ați identificat momentul. În momentul în care noi ne-am rugat și am zis, Doamne, am declarat că, Doamne, noi o să vrem să te slujim. Și am zis, ok. Nu sunt doar creștin de duminică. Da. Cel rău atunci s-a simțit amenințat. Și a venit foarte subtil, foarte subtil. Și când ne-am dat seama că acolo a fost momentul, atunci deja am știut împotriva ce luptăm. Am știut cum să luptăm, am știut cum să ne rugăm și ce să facem mai departe. Cum ați luptat foarte punctual, concret, când vine atacul spiritual? Ce faci? Le-am spus că-l avem. Ok, deci l-ați identificat, este atac, deci nu-i doar o coincidență. Da. De fiecare dată când aveam un atac, spuneam celuilalt că-l avem. Ok. Al doilea lucru, ne rugam împreună pentru lucrul ăsta. Cu voce tare. Cu voce tare. Și declaram că noi suntem ai Domnului și că orice... Și oricât ar veni spre noi, noi suntem ai Domnului. Uh-huh. Și noi totul să ne căsătorim, pentru că asta ne-a dat Domnul să facem. Și toate lucrurile lucrează în direcția asta, în contextul ăla. Uh-huh. Așa se întâmpla. Și ne încurajam. Adi Tămaș ne-a zis, o familie care se roagă împreună, stă împreună. Noi atunci eram prieteni, dar tot ne rugam. Și așa am trecut prin bătăliile alea, spunând, comunicând unul cu celălalt și rugându-ne împreună. Și n-am disperat niciodată, chiar dacă am avut o stare foarte proastă, nu ne-am gândit să ne despărțim unul de celălalt. Nici pun cap nu ne-a trecut. Am zis, o nu să trecem opțiune, și de lucrul ăsta. Niciodată. Da. Asta mi-a plăcut când ai spus atunci și am apreciat un lucru la tine, Timotei, când nu te cunoșteam. Ești dat în față la tineret și ai spus că dacă eu astăzi am jobul pe care l-am, îl am pentru că, nu știu dacă tu erai în sală. Nu era. Nu era. Mi-aduc aminte. Îl am pentru că prietena mea m-a susținut când nu aveam niciun ban, când nu aveam nic. Iar aia pentru mine a contat foarte mult, pentru că și eu m-am identificat. Și țin minte că am vorbit la final cu tine, ți-am strâns mâna și te-am îmbrățișat și am zis că și eu am trecut în viață prin aceeași situație când eram la facultate, masterate, lucrare, lucru și asta. Și Anca se ruga pentru mine, uitam de mine să mănânc, deci atunci slăbisem vreo 20 de kilograme fără să fac nimic. Arătam ca mă spun cum arătam, și Anca mi-a făcut de mâncare, deși nu locuiam împreună, deci asta era exclus, dar mi-aducea până în campus, se rugam, și mi-a plăcut foarte mult că ai recunoscut că Melinda a fost alături de tine. Și aia a contat mult în relația voastră de căsătorie. Și merge acum mai departe, v-ați căsătorit și a zis că vreți să slujiți. Și aici te-aș întreba pe tine, cum ai slujit în continuare? Slujirea și chemarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, cel puțin până acum, a fost în muzică și în echipa de închinare de la Betel, înainte de la Gherla din biserica de unde sunt și apoi când am ajuns la facultate, am continuat la Betel. Și asta e ceea ce fac și acum. Pe lângă această slujire am contribuit și am fost foarte mult în Continental. Continental a fost grupul și lucrarea care m-a crescut foarte mult pe toate planurile, spiritual, emoțional, muzical. Am fost în destul de multe turnee și... Pentru ce că nu știu, ce Continentalul? Continentalul este o echipă, o lucrare care formează copii, adolescenți și tineri, adulți din toată România, prin muzică, prin turnee, aici în țară, dar și în afara țării. Și în tot timpul ăsta tău în Continental, cum l-ai experimentat pe Dumnezeu? Deci cred că am putea să vorbim ori întregi noi pe subiectul ăsta. Dar tu ca slujitor, pentru că asta e important, te tras linia asta, acolo nu sunt vedete și acolo nu sunt doar performers, da? Oameni care cântă și expun talentele lor muzicale. Cum l-ai experimentat tu ca slujitor pe Dumnezeu? Fiind în multe turnee și mergând așa mult cu mașina și cu având contact cu așa mulți oameni, nu doar noi ca echipă, ci și bisericile în care am fost, am avut așa de multe experiențe în care ni se stricau mașini sau se întâmplau lucruri pe care noi nu le puteam controla și am văzut cum Dumnezeu se implică în cele mai mici detalii. Chiar și eu l-am
văzut diferit pe Dumnezeu, pentru că mă luptam foarte mult cu frica de oameni atunci, și continental înseamnă să ieși din zona ta de confort, să mergi, să dai mâna cu frații când ajungi într-o biserică, să povestești cu ei la final, și știu că mi-era așa de frică să fac lucrul ăsta și eram așa de complexată, și în direcția asta Dumnezeu a lucrat extrem de mult și am reușit să trec de toate aceste lucruri și să văd că Dumnezeu îmi dă curaj, și nu doar că îmi dă curaj, dar mă zidește foarte mult și mă încurajează foarte mult prin faptul că văd că ceea ce fac eu chiar contează. Oamenii sunt încurajați, sunt zidiți, bisericile sunt zidite, și asta a ajutat foarte mult. Și o chestie care mi s-a părut interesantă, soția mea te cunoștea de când erai mică și cântai în continental. Și am spus, pe Melinda, eu când ajunsesem în Betel cu Anca, am spus, te pe ea o știu. De când eram la biserică, mică, o vedeam pe Melinda. Ce mi s-a părut mie interesant, că asta vorbeam de traiectoria slujitorului, tu de mic ai făcut lucrul ăsta, ani de zile mai târziu ai ajuns să fii lideră și să investești în viața adolescenților. Da, și experiența de a fi lider în Conti este foarte frumoasă, aș spune eu. Aș putea să o fac în fiecare an fără să obosesc absolut. Pentru că vezi felul în care Dumnezeu lucrează în viața copiilor, adolescenților, vezi cum vin în turneu și cum pleacă din turneu. Bineînțeles că e foarte multă muncă, e multă luptă, și vara aceasta ții minte că mă simțeam foarte rău și luni trebuia să plecăm în turneu, duminică seara din senin m-am simțit foarte rău, nu mă puteam ridica din pat. Lucruri pe care, stai seama că te duci acolo în lumea spirituală, acolo e bătălia, dar e așa de fain când experimentezi că ești copilul lui Dumnezeu și te duci cu o anumită autoritate și nu are cel rău cum să te oprească, pentru că tu te duci în numele lui Dumnezeu și Dumnezeu e cu tine. Mai este o chestie pentru cei care sunt foarte sceptici și spun că, domnule, ce e o durere de cap, ce e o cât să strică mașina. Vă spun o chestie. Când te duci și cânți afară în publicul larg și vezi că trec pe acolo bețivani, vezi că trec pe acolo oameni care sunt gata să înjure și vezi că fac liniște, vezi că e predicat cuvântul. Una dintre micile experiențe pe care le-am avut atunci la biserica aia, dacă țineți minte, am uitat locul unde era, trebuia să cântăm afară și trebuia să predic afară. Și a început să dea o ploaie torențială. Și asta este, mergem în biserică, suntem acolo. Și nu mai țin minte cine a avut ideea să punem pe boxe. Ca ceea ce se cânta, ceea ce se predica, să audă cineva. Să deschidem geamul și să punem o boxă spre exterior. Fratele meu, când am văzut că în timpul predicei s-a oprit un om în ploaie cu, cum îi spune, umbrela. Cu umbrela, să stea să asculte mesajul. După aia când îl văd că altul se oprește și tot face pași, merge, se oprește, iarăși merge, se oprește. Și îl văd pe unul care se așează pe trotuar, în ploaie, om îmbrăcat bine, să asculte mesajul. Am zis că, măi, asta e numai un alt Dumnezeu care poate să facă lucrurile astea. După aia merg mai departe. Într-o noapte în care discutam despre lupta spirituală, nu știm cum Duhul Sfânt a făcut, și fetele noastre au trecut atunci prin ce au trecut. Și am zis că, măi, e ceva interesant aici. Nu e doar concert, nu e doar muzică, dar asta cred că e important și am văzut-o și în viața voastră. Sunteți slujitori și asta nu înseamnă că sunteți lipsiți de atacuri, dar sunteți biruitori în atacurile care vin și experimentați și bucuria slujitorului, care este în mai multe domenii, suflet întoarse la Domnul. După asta, întărirea ta personală și așa mai departe. Dumnezeu a lucrat, fiindcă noi am simțit nevoia și Mary a venit cu multă vreme înainte să mergem în turneu, am simțit nevoia să ne rugăm pentru turneu. Să pregătim turneul cu post și rugăciune. Exact. Și asta am făcut. Și am mers într-o seară de rugăciune la Betel și am spus lui Adi ce vrem să facem și încotro vrem să mergem, ca să ne facă ungerea și să se roage pentru noi. Și eu cred foarte mult că ceea ce s-a întâmplat acolo și ceea ce ne-au spus cei care s-au rugat pentru noi, că o să avem impact în viața tinerilor, s-a împlinit cu subiect și predicat. Adică noi am știut că o să mergem, am știut ce o să se întâmple, n-am știut tot ce o să vină spre noi, dar am știut că o să avem biruință. Direcția. Da. Mm-hmm. Și la final de rugăciune
Adi ne-a spus, mergeți în pace cu Domnul Iisus. Și am știut că nu o să fie ușor, dar că Dumnezeu o să fie cu noi acolo și o să lucreze. Și așa s-a întâmplat. Și ne-am bucurat din cauza asta. Nu noi am fost cei care am fost în lumină, ci Dumnezeu a fost în lumină acolo, fiindcă tinerii aia nu noi i-am cucerit. Și chiar au fost prietenii noștri, s-au legat relații foarte frumoase. Da. Astăzi să încerci să convingi pe un tânăr să fie prieten cu tine, spune, bă, foști cu cercul, am eu alte lucruri care să le fac. Dar au fost prezența Domnului și, dragilor, eu am să vă mai invit și la un alt podcast anul viitor, cu siguranță, dar aș dori să mai atingem două subiecte importante, pentru că timpul zboară. Când ești cu oameni dragi, zboară. Te rog foarte mult să ne povestești despre experiența pe care ai avut-o după ce te-ai întors la Dumnezeu, cu visul. Uh-huh. Și care ar fi o concluzie la lucrul ăla? După ce m-am botezat și Dumnezeu a început să mă vindece, am avut niște atacuri spirituale care s-au transpus în lucruri fizice. Despre ce vorbesc aici? Am avut atacuri în timp ce dormeam. Am fost apăsat pe piept în somn, strâns de gât în somn, apăsat pe ochi în somn. Deci nu de un om. Nu de un om. Deci nu. Vorbim de... În timpul nopții. Aveam un coleg de cameră și în fiecare seară, 12, 1, 2, zona aia, eram apăsat pe ochi, apăsat pe piept, apăsat pe gât. Simțeam că mă strânge cineva de gât. Și s-au întâmplat foarte multe experiențe de genul ăsta și mă trezeam din somn, că ba nu mai puteam respira, ba cineva aveam impresia că vrea să-mi scoată ochii sau că vrea să smulgă din mine sufletul, știi? E foarte ciudată senzația respectivă și cea mai grea experiență pe care am avut-o a fost într-o dimineață când m-am trezit, mi-am deschis ochii, era foarte dimineață, era ora 6 și ceva. Știam asta pentru că vecinii mei, aveam geamul deschis, era vară, vecinii mei la 6 și 5 minute totdeauna pleca. Și mi-am deschis ochii, am auzit că el pleacă, dar mi-am dat seama că nu pot să mă mișc. Eram paralizat. Deci nu puteam să vorbesc. Și am stat acolo și mi-am dat seama că este o prezență acolo cu mine, în cameră, pe care nu pot să o îndepărtez. Și am început să mă rog, dar în gând, că nu puteam să mișc limba. Și am stat acolo paralizat, nu pot să spun câte minute, pentru că mi se pare că a trecut o veșnicie. Dar ce s-a întâmplat a fost că, în timp ce stăteam întins pe pat, nu eram pe margine, ci eram în mijlocul patului, am simțit cum îs tras, efectiv așa, de corp, până la jumătate, când piciorul meu a târnat pe parchet, pe podea. Și de la asta normal în pat până acolo, e un pic de distanță. Și în timpul ăsta simțeam că nu aveam nicio putere. Și eu mă rugam și la un moment dat am avut putere să vorbesc. Și atunci am rostit, în numele Domnului Iisus Hristos, orice ai fi aici, Dumnezeu îi rege și tăria mea și Iisus Hristos e Domnul. De fiecare dată am proclamat Dumnezeu Iisus Hristos. Și când am făcut lucrurile astea, au plecat. Și prezența, am început să-mi revin în simțuri și m-am ridicat și mi-am dat seama că eu, ca om, în contextul ăla, nu puteam să mă mișc ca să ajung jumătate jos din pat. Lucrurile cu care m-am confruntat în perioada aia au fost, și am vorbit și cu mama mea, niște lanțuri peste mine din perioada în care eu am avut relațiile pe care le-am avut cu alte fete, în care mi-am început viața sexuală și încă eram dependent de pornografie și lucrurile care erau peste mine nu au fost rupte. Da, m-am întâlnit cu Hristos. Da. Păcatele ți-a iertate. Păcatele mi-au fost iertate, dar
ceea ce trebuia și a trebuit să fac de acolo încolo a fost să intru în pustie, ca așa numim perioada aia de după botez, în care vin luptele peste tine și ies la iveală rănile din trecut, ies la iveală lucrurile, rădăcinile păcătoase care te-o țin toată. Și m-am rugat ca Dumnezeu să le curețe și să le scoată la iveală și să își facă lucrarea în viața mea. Și lucrul ăsta a fost un proces și e în continuare un proces. Un aspect pe care vreau să-l menționez aici este că am postit împreună cu mama pentru bătăliile astea pe care le-am avut și povestea e mult mai lungă, dar cineva din trecut, cel mai probabil, a făcut în partea satanistă, a făcut ceva peste mine și peste, a rostit ceva peste mine și peste viața mea. Despre ocultism. Da, cu siguranță, pentru că mama a zis că experiența ei de post a fost foarte ciudată și că ceea ce și mi-au amintit de niște experiențe din trecut, la cineva care mi-a făcut un tort într-o săptămână, un tort negru și de ziua mea și mi-a dat să-l mănânc și a fost foarte ciudată toată povestea în care cine face un tort într-o săptămână și cine mănâncă un asemenea tort negru care nu-i bun la gust și persoana respectivă mi-a zis, îl încep astăzi, mai fac ceva miercuri la el, luni îl încep, miercuri mai fac ceva la el și vineri îl termin. Scuze-mă, te rog puțin că e foarte important aici, ca să nu se piardă detaliile. Deci, persoana respectivă, pentru că știu experiența, persoana respectivă care a făcut tortul, deci un tort îl faci în câteva ore. Absolut. Dacă sunt bucătar și greșesc, îmi cer iertare, dar nu ia 7 zile să faci un tort. Absolut. Dar persoana asta, în momentul în care făcea tortul respectiv, tot timpul anunța pe mama ta că ce? Mai lucrez marți, mai lucrez miercuri? Pe mine m-a anunțat. Ce spunea exact? Că începe de luni, mai lucrează miercuri la el, da. Crema și așa mai departe și că vineri o să-l însiropeze și o să-l termine. Uh-huh. Și a fost foarte ciudat, pentru că eu i-am spus mamei ceea ce face persoana asta pentru mine. Și mama a zis, păi, n-are cum. Deci, eu îl fac într-o zi. Îl fac în câteva ore pentru tine, adică nu mi-am mult. Și ceva se întâmplă acolo și mamei i s-a prins un bec, metaforic vorbind. Da. Pentru că i-a zis ceva nu-i normal. Și eu am uitat de lucrurile alea și au trecut vreme, au trecut timpul. Și în momentul în care m-am întors la Hristos, Dumnezeu a început să scoată afară. Și am început să mă confrunt cu asta face Duhul Sfânt, îți arată, hei, uite, mai sunt anumite lucruri din trecut la care n-ai fost atent. Da. Și a început să arate. Da. Și una dintre fetele din fostele mele relații, o simțeam oriunde în oraș și mama ei mi-a făcut tortul respectiv. Și a fost foarte ciudat că oriunde era ea, eu simțeam că e acolo. Și a fost o legătură pe care eu n-am înțeles-o și îi spuneam la mama, uite ce mi s-a întâmplat și mă tulbura când trecea pe lângă mine. Și mama atunci, momentele alea, după ce am pățit toată experiența asta, fiindcă experiența asta cu somnul a venit în urma unei întâlniri din întâmplare, prin oraș, am trecut pe lângă persoana respectivă și m-a tulburat și de atunci a început calvarul pentru mine. Probabil că nici nu știe, n-am habar de lucrurile astea, dar m-a afectat. Și mama și-a amintit, ne-am rugat, am postit și-a plecat. Ideea care e că de acolo Dumnezeu a început să mă conștientizeze că ceva nu se întâmplă, ceva a fost în neregulă cu mine și că îs legături peste viața mea pe care de care el m-a eliberat. Și nu poți să le bagi sub preș, că nu. Asta e foarte important. Nu. Sau, în momentul în care te întorci la Iisus Hristos, ies la iveală, dacă Iisus Hristos te curăță, într-adevăr, și tu ceri lucrurile astea, ies la iveală toate lucrurile de care ai suferit din trecut și toate legăturile care s-au rostit peste viața ta de către alții. Și o altă experiență foarte interesantă a fost când eu m-am rugat Domnului să mă elibereze de pornografie. Și e un proces și lucrul ăla. Pentru că aia a fost cea mai puternică experiență. M-am rugat și din rugăciune am izbucnit într-un plâns de 3 minute și după plânsul ăla am început să mă încălzesc și 2 ore am stat pe podea la mine acasă cu geamul deschis vara și am urlat din toate încheieturile și tremuram tot fiindcă eu am cerut la Dumnezeu și la Duhul Sfânt să mă elibereze și să mă umple cu Duhul Sfânt. În ordinea asta. Și după 2 ore și jumătate de tremurat și mă rugam 3 cuvinte în 10 minute, că nu puteam să rostesc cuvinte. Nu, e o prezență. Exact. Da. Am început să-mi revin după 2 ore jumate. Dar am urlat cum n-am urlat niciodată. Și au fost niște lucruri care s-au întâmplat cu mine în momentele alea în care nu pot să le explic, pentru că dacă m-ai fi văzut, ai fi speriat foarte tare. Da. Și l-am sunat pe Adi. Adi era undeva plecat într-o tabără cu o linuță de semnal și a zis, uite Adi, asta mi s-a întâmplat.
Și pentru asta m-am rugat. Și zice Adi, băi, dacă tu ai cerut eliberare, ai primit. Și dacă ai cerut umplerea cu Duhul Sfânt, ai primit-o și pe aia. Hai să ne rugăm, hai să ne întâlnim, să povestim despre ce s-a întâmplat. Fiindcă dacă tu ceri cu credință la Dumnezeu să te elibereze, El poate să facă lucrurile astea. Și dacă ești copilul lui Dumnezeu, da, foarte important. Ceea ce urma după a fost ca eu, am înțeles, am cerut eliberare, dar fizic e un proces prin care tu trebuie să treci. Da. Trebuie să-ți instalezi obiceiuri noi în viața ta. Trebuie să muncești la lucrurile alea, pentru că tu nu poți să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, eliberează-mă. Da? Sunt ani de zile, 15-20 de ani cât am fost. În viața ta. Da? Eliberează-mă și eu nu pun nimic în loc. Adică timpul ăla în care eu făceam lucrurile alea, trebuie să-l umplu cu ceva, niște obiceiuri noi. Și atunci, partea mea, pe lângă partea spirituală, partea mea ca om fizic, e să încep să fac altceva, să-mi instalez obiceiuri noi. De asta aș vrea să punctez un lucru foarte important. Primul lucru, mi-am pus filtre pe telefon. Filtre la care eu nu am acces, site-uri care mi se blochează. Și asta vreau să îndemn pe cei care se căsătoresc și le frică să vorbească despre, el și ea, le frică să vorbească despre pornografie și despre lucrurile cu care poate amândoi se confrunte cu ele. Astăzi, spun ție aici și toți cei care o să vadă, Melinda, soția mea, are un cont și un program în care vede tot ceea ce fac, pe toate site-urile pe care intru, cât timp petrec pe ele și nu o fac asta, nu ca să mă controleze ea și ca să mă saboteze sau să mă manipuleze, cum ar crede alții, ci le-am pus acolo, fiindcă în ea am cea mai mare încredere în viața asta, ca ea să mă ajute să mă țin departe de lucrurile alea, chiar dacă eu nu mai am de-a face cu el de mult timp. Au fost legături din trecut. Dar legăturile din trecut și știu că dacă am o problemă și am avut o problemă cu asta în trecut, atunci nu o să țin, dacă am o problemă cu băutura, nu o să țin băutura pe masă să o văd în fiecare zi. Sau pe dulap. Da, sau pe dulap. Exact. Și atunci, asta îndemn pe toți. Puneți-vă filtre pe telefon. Spuneți-le soțiilor voastre, prietenilor voastre prin ce treceți. Fiți sinceri cu voi și cu cei din jurul vostru, fiindcă pornografia vă distruge și o face într-un mod puternic, e la fel asemănătoare cu cocaina și dăunează grav sănătății mentale, spirituale și relaționale. Și atunci, normal că apar îndoielile și cel din, de lângă tine pe care tu zici că îl iubești nu-i mai plăcut pentru tine, fiindcă tu ai o problemă cu pornografia și ceea ce vezi acolo nu poate fi comparat cu realitatea, fiindcă ceea ce e acolo e plătit cu bani grei să fie așa. Deci odată o să am un episod special pentru tema asta, dar Timotei, ce apreciez foarte mult la tine este sinceritatea ta. Și se vede că Dumnezeu te-a schimbat, te-a eliberat, dar vreau să fac o notă de subsol la ceea ce ai spus. Pentru cei care ascultă, astea nu sunt lucruri fake sau false. Nu. Am avut ocazia să fiu sceptic în viața mea când auzeam că bă, el a fost eliberat, când auzeam că ăsta vede duhuri și prostii din astea, până când am dat eu peste niște cazuri în care am văzut că sunt adevărate. Până când am dat la rândul meu peste alți oameni sceptici, care ei au trecut prin lucrurile astea. Și până când am studiat foarte bine Evanghelie și am văzut foarte clar că Domnul Iisus Hristos, nu doar că a predicat vestea bună, El s-a dus la îndrăciți și a scos dracii din ei. Amin. După asta le dă mandatul ăsta apostolilor și urmașilor Domnului Iisus Hristos. Duceți-vă și scoateți în numele meu. Și după asta dă și metoda prin care să faci lucrul ăsta. Ea și te roagă, ea și postește, proclamă autoritatea Lui și așa mai departe. Și în alt episod, repet, vom discuta mai mult despre tema asta. Melinda, dacă ai anumite gânduri pentru fetele care te ascultă, uitându-te așa la viața ta, să survolezi și să spui, măi, uite, astea ar fi câteva învățături de care niciodată nu m-aș despărți. Nici nu știu ce să spun, pentru că sunt așa de multe. Cred că nu-mi pare rău deloc de faptul că i-am spus da lui Hristos și slujirii. Pentru că știu că vine cu foarte multe lupte și ți-o capeți și vin peste tine tot felul de lucruri atunci când ești în slujire, dar se merită. Și dacă e un lucru pe care pot să îl spun oamenilor, să-L urmeze pe Hristos nu doar
cu vorba și nu trăind un interes. Da, și nu trăind un creștinism consumerist. Merg la biserică, e frumos, m-am încărcat, mergem acasă. Dumnezeu ne cheamă la mai mult de atât și tot ceea ce a pus Dumnezeu în noi, calități, talente, toate trebuie să le punem în slujba Lui. Așa e frumos, așa e... Biblic. Da, și așa poți să le experimentezi pe Dumnezeu la cel mai profund și cel mai personal nivel. Gândește-te că era o imagine pe care am văzut-o foarte clar. Într-o luptă, în război, cei care experimentează miracolele și minunile sunt cei din linia întâi. Cei care stau acasă și nu se duc la război, n-au cum să experimenteze lucrurile astea. Și Timotei, ai atins un belinda mersi din suflet pentru tot ce ai spus. Suntem onorați că vă avem ca prieteni și eu și soția mea. În ultimele minute, dragă Timotei, povestește-ne despre ochii tăi. Domnul Iisus Hristos spune că ochiul este lumina trupului. Dumnezeu te-a eliberat de anumite lucruri din trecut, dar totuși, care e povestea ochilor tăi? E povestea ochilor mei foarte interesantă, cum am fost prin anii 2000, cam așa, am stat de 2 ani pe aici, prin Cluj. Părinții mei erau disperați să mă ducă la cel mai bun doctor. Am avut strabism din naștere și ochiul drept, datorită mușchilor slăbiți, asta a fost defectul lui, o ia ori în stânga, ori în dreapta. Și aveam și o problemă de vedere, dar și o problemă de estetică. Și eram pe masa de operație, am ajuns în sfârșit la un doctor și mama era afară, pe holuri, se ruga, plângea și la un moment dat a ieșit doctorul din camera de operație. Eu eram acolo pe masă și parcă ieșise cum uitase ceva. Și am mers la mama și am întrebat-o, să-l operăm și la ochiul stâng sau doar la dreptul? Și mama atunci s-a uitat la doctorul respectiv și a zis, și eu de unde să știu? Adică, cum pot eu să vă spun ce puteți dumneavoastră să faceți? Și exact așa am întrebat-o, fiindcă mama mi-a povestit cu lux de amănunte tot ce s-a întâmplat. Doar că pe scurt, nu trebuia să fiu operat la amândoi ochii. Dar de ce te-a operat la ambii ochi? Pentru că mama a spus, i-a spus lui, Domnul, dacă dumneavoastră considerați că trebuie, atunci faceți-o. Dar acum la profesionistului, dacă profesionistul exact, spune asta. Exact. Da. Și pe tot parcursul operației, mama a simțit că ceva nu e în regulă. Și de când a început operația și până când s-a terminat, la mama, în urechea dreaptă, a cântat un cor. Nu mai știu exact cântarea, dar era vorba de un cor de la biserică. Un cor de la biserică, da. Un cor care cânta o cântare legată de tu porți rana, eu vindec rana, are legătură cu vindecarea și cu rana. Și m-am auzit cântarea asta în continuu până când operația s-a terminat. A durat câteva ore. Ceea ce a fost fascinant e că puteam să-mi pierd vederea de tot în operația respectivă și mai ales că nu trebuia să fiu operat. Și în perioada din anii 2000 nu erau atât de performante aparatele încât să, și doctorii și știința încât să iasă totul perfect. Dar îi mulțumesc Domnului că el a fost cu bisturiul doctorului, chiar dacă nu a trebuit să facă unele lucruri și m-a păzit ochii, care acum văd. Dar ce e fascinant e că în momentul în care încep să vorbesc despre lucrurile astea, îmi dau seama, Doamne, te rog să mă ierți, că de multe ori cu ochii ăștia pe care Tu mi-ai salvat, m-am uitat la lucruri care nu-s demne de Tine. Dar din altă ordine de idei, nu poți să treci prin viață știindu-le pe toate, ci trebuie să fii și încercat și trebuie să ai foarte parte frumos. Și de ispite, fiindcă trebuie să înveți cum să le biruiești. Îi mulțumesc Domnului cum mi-a purtat El de grijă și părinții mei mă iubesc foarte mult și eu îi iubesc foarte mult pe ei și în momentul în care L-am cunoscut pe Iisus Hristos, ceea ce am făcut după 18 ani, când n-am făcut niciodată, am sunat-o pe mama și am zis, știi mamă,
nu știu dacă ți-am zis până acum, dar să știi că te iubesc. Da. Și m-am început să plângă și la telefon și mi-a spus și ea că și eu te iubesc. Și mi-am luat încă câteva zile să-mi fac curat să sun pe tata, care era și mai greu de discutat. Aveam eu impresia. Și când i-am spus că îl iubesc, a fost șocat. Nu mi-a răspuns câteva minute, dar am auzit că stă la telefon. Și într-un fel am zis, da, și eu te iubesc. Dar doar ei știu câtă rugăciune și cât plâns și câtă suferință au avut din partea mea în toată perioada aia când fugeam de Dumnezeu cu 180 la oră, știi? Și veneam acasă plin de miros de tutun și de alcool și obosit și chinuit. Și ei știau lucrurile astea. Numai ei știu cât au plâns, cât am batjocorit cum ăsta biserică. Dar astăzi ei știu că eu iubesc și eu mă iubesc pe mine și așa de mult m-am bucurat când ne-am căsătorit acum 5 luni aproximativ și au venit la noi la nuntă și am avut un speech în care am mulțumit. Le-am mulțumit că au stat cu mine prin spitale, pentru banii pe care au investit pentru mine. Crizele de astm de care am avut parte, mama stătea 2-3 ore noaptea să-mi aplice niște medicamente ca să-mi revin. Adică toate lucrurile alea au contribuit foarte mult la sănătatea mea și la viitorul meu și chiar dacă am fost pierdut, ca oaie pierdută, Dumnezeu mi-a purtat de grijă și am ajuns să mulțumesc și să iubesc și să știu să spun mulțumesc. Pentru că n-am știut să spun mulțumesc. Am crezut că toate mi se cuvin și că toate vin de la sine și că dacă m-am născut, părinții sunt datori să-mi dea și să-mi facă și nu-i treaba mea să mulțumesc. Adică ei sunt datori să facă lucrul ăsta. Dar Dumnezeu e mai mare decât prostia asta tinerească prin care treci. Și un ultim gând, eu i-am mulțumit la Dumnezeu că a avut răbdare cu mine. Da, ce fain. Mă gândesc la lucrul ăsta că un mesaj de încurajare pentru părinții care au copii, fii risipitori, rugați-vă, plângeți, deși e foarte greu, am acum copilași mici, când văd imaginea lor în mintea mea, sau cum mă uit pe telefon, am momentele alea în care stau în genunchi și plâng înaintea Domnului, spun, Doamne, nu știu nicio streacă, dar numai Tu să-i protejezi, numai protecția numelui Tău. Amin. Și ce am îndemnat pe părinții care au genul ăsta de fii risipitori, să se roage și să creadă că Dumnezeu poate să crape și să orice inimă de piatră, să pună acolo inimă de carne, să-L vadă pe Iisus. Dar care ar fi foarte scurt, în 30 de secunde, mesajul tău pentru fiii risipitori, Timotei? Deci întreba asta, ce mi se pare mie fascinat? Tu vorbești despre cine ai fost înainte, bă, dar ai o altă persoană pe care eu nu pot să-mi mai imaginez. Uh-huh. Când mă uit în ochii tăi și la nivel de duh, băi, se vede că ai o pace, deci ochii tăi nu-ți mai dansează acum, în sens că se mișcă, dar ai zvâcnirea, ai pacea aia, la biserică iarăși, care ar fi un mesaj pentru fiii risipitori, acum în încheiere? Dacă crezi că ești liber, fără Hristos, și crezi că nu există, încearcă să te duci înspre Hristos și cere și roagă-te să-L cunoști și ai să vezi cum tot iadul și toată împărăția celui rău se îndreaptă împotriva ta. Și atunci ai să știi că nu ești liber, 1, și 2, ai nevoie de Iisus Hristos ca să fii salvat. Dragii mei, vă mulțumesc încă o dată pentru toate bogățiile spirituale pe care le-ați adus aici și chiar să vă rugați că și anul viitor îmi doresc mult să mai facem episoade și Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Amin. Mulțumim. Amin. Și pe tine. Dragi ascultători, dragi telespectatori, doar atât pot să vă spun. Uitându-mă la experiența de viață a prietenilor mei, o viață trăită fără Hristos este egal cu zero și deznodământul este unul tragic. O viață trăită alături de Domnul Iisus Hristos, nu numai că îți dă pace, nu numai că îți dă bucurie, fericire și așa mai departe, știi că destinul tău este în ceruri. Dacă tu ești prins acolo de legăturile morții, dacă tu ești prins acolo de cel rău, ești atacat, nu ești dependent, nu poți să scapi, vino la Domnul Iisus Hristos unde este eliberare, unde este transformare, unde este schimbare și Dumnezeu îți va da o viață nouă. Până data viitoare, eu sunt Andrei Baciu și vă aștept din nou la un nou episod din De Vorbă Podcast.